Eu n-am înțeles până la urmă cum a fost treaba cu trauma ta, adică tipul chiar era beat sau? Da, niciodată n-a știut ce face și avea și probleme mentale. Avea probleme mentale? Da. Și tu până la urmă am înțeles că tu n-ai mai fost cu cineva. Am încercat să am o relație, dar tot băieții din ziua de azi vor altceva de la prima întâlnire. Da. Mai mult sau mai puțin, depinde de băieții, depinde pe cine ai cunoscut. Dar după, tu ai mai încercat ca, de exemplu, între aceste traume, scuză-mă dacă sunt foarte impertinent sau ceva, dar după ce ai făcut, s-a întâmplat a doua oară, tu ai mai încercat ceva dintr-un băiat sau ai avut curajul să treci peste? Niciun băiat, n-am avut curajul. Când s-a ajuns la punctul ăla, am plecat, niciodată. Deci să înțeleg că după toată chestia asta, tocmai după ce a avut o a treia oară tentativă, să spun așa, atunci ai început să dai șanse băieților. Cum? Nu chiar. Șanse băieților, am început să spun băieții, dar abia când am ajuns aici la facultate. A, deci tu până atunci ai fost, cum să spun, închisă în casă. Da. Datorită părinților. Da. De aceea am plecat mai mult, ca să scap și de ei, pentru că mă țineam tot în casă și chiar îmi doream să ies. Iar aici este totul mult ok. Am o colegă de cameră, care am făcut la chirie și ieșim împreună tot timpul. Mai, sincer, uite, eu nu știu cum să spun, ești foarte ok, chiar ești foarte ok, spun așa, dar nu știu dacă aș putea să iau responsabilitatea asta, nu cred că tu te-ai recuperat complet după toată chestia asta. Nu știu dacă pot, adică dacă eu accept acum să rămân cu tine, mie că după aia că nu ok, e prea mare responsabilitatea și sper că înțelegi chestia asta. N-ai avea răbdare cu mine și... Nu e de răbdare, nu. E că vă dau în bară. Sunt un pic stângaș, trebuie să recunosc, dar nu vreau să îți fac mai rău decât ai pățit deja, înțelegi? Nu vreau să să se întâmple ceva rău pe tine și de aia nu m-am cum să te accept. Pentru că după aia o să mie, nu pot să iau responsabilitatea asta, este prea greu și cred că înțelegi. Dar nu înțeleg, cum de știi tu mai exact că n-am trecut eu peste? Nici nu ne cunoaștem chiar așa de bine, adică eu am fost la niște servise cu un terapeut. Și foarte bine că nu ai cum să treci peste așa, ai făcut niște ședințe și gata. Până la urmă, poți și te lucruri traumatizante. Și eu, ca de exemplu, am avut aceeași problemă, adică, bine, nu am chiar aceeași problemă, mie mi-am mărimătut și mi-am brațe. Înțelegi? Dar te recunosc că n-am trecut peste. Și tu ai trecut peste după trei lucruri deodată? Dar într-un timp atât de scurt, nu există. N-are cum. Ok, te înțeleg. Nu te pot forța. Sper că înțelegi. Sper să înțelegi. Te iubesc de nu te vezi. De nu te vezi. Bun, știam de la Marian că el ne-a zis că nu poate să-și asume o responsabilitate atât de mare. Dar, până la urmă, ție de ce ți-e teamă? Sau ce... Că ce s-a întâmplat în trecut rămâne în trecut, dar... Știți care e ideea? Dacă aș încerca să fiu cu ea sau ceva de genul ăsta, mie că o rănesc după și... E vina mea după aia, o să mă simt responsabil pentru puțin asta. Că nu înseamnă că dacă cineva te lovește acum 3 ani, dacă te zgârie din greșeală cineva cu o sacoșă... Nu știu cât de stabilă este, de-aia este și... Adică ea este o fată de nota 10, o respect pentru asta. Dar îți place de ea? Da, adică e ok. Adică, nu pot spune că e o fată de nota 10, o respect, e cu zâmbetul pe buze și chiar apreciez asta, dar nu pot să... Pur și simplu să intru în viața ei și apoi să fac vreo prostie și e vina mea după aia, nu, mă simt vinovat după aia. Mariene, dacă fata asta nu ar fi depășit trauma prin care ea a trecut, nu cred că ar fi venit ea, mai ales într-o emisiune de televiziune, ci mai degrabă ar fi stat încuiată undeva într-un dulap și cu 3 prosoape în cap, nu cumva să o vadă cineva. Am dreptate sau n-am dreptate? Normal, eu am venit aici pentru că îl plac pe Marian. Și tu crezi că i-aș a pus funda aia că îmi place mie? Eu doar i-am admirat-o și am zis că îi cumpăr și fică mie una, dar i-aș a pus funda ca să o vezi tu? Într-adevăr, seamănă cu o păpușă, dar nu pot.
să seamănă cu o păpușă. Ce, Cristi, ce te-ai dat așa de ceasul morții, că a zis că seamănă cu o păpușă? Și ție îți place de aceeași păpușă sau cum? Nu-mi place de aceeași păpușă, dar nu știu, nu pot să zic. Ce? Nu trebuia să-i fac așa un compliment sau ce? Nu, dar le dă prea din prima pe toate și nu e bine. Măi! Îi fac un compliment, adică arată bine. Și tu cine ești să-l sfătuiești? O simplă persoană. Domnul nu este adevărat sau cum? E doar o prietenie între mine și Cornelia sau cum? Așa că nu știu în ce măsură ești tu capabil să dai sfaturi. Okay. Sau măcar un exemplu, știi? Ideea este că am constatat că bărbații cred despre alți bărbați că dacă fac un compliment unei femei, e un fel de papă lapte. Nu, un compliment e chiar frumos, dar dacă îi dai 10 complimente, o ia un pic razna. Serios? Păi și ce am spus? Ce am spus? Că e frumoasă ca o păpușă. Și altceva ce am mai spus? 10 complimente. La început de emisiune. I s-a părut prea mult, măi lui. Vreau să zic ceva. Poate că ție ți se pare mult, dar important e ca el să dea exact pe măsura sentimentelor pe care le are. Pentru că și tu, și ai să-ți aduci aminte de vorba mea, o să vină o zi când o să te trezești că vorbește, cum s-ar spune, gura fără tine. Și că scos pe gură nu 10, ci 100 de complimente și te întrebe, aolă, cine e asta care vorbește? Dar doar dacă este femeia potrivită.